Bună dimineața, Nadine Izisu este alături de noi la Fix. Avem și știrile, normal. Întrebarea dimineții este: unde ai petrecut de furtună? Ce ai făcut când a venit potopul? Pe pod. Aoleu, în trafic? La Băneasa. Voiam să te întreb pe podul de la Brăila. Știi? Nu, că era și mai rău, Doamne ferește. Da, pe pod la Băneasa. A fost foarte, foarte rău. Dar de unde veneai tu la ora aia, mai Nadina? Băi, Smiley, stai puțin. Uite, am fost la o plimbare în parc, ca să ce drăguț. Eu mai fac asta din când în când. Și eu. Da. Pe mine mă duce copilul. Că îți dai seama la concert cum o fi fost? Ci că s-a terminat fix înainte, dacă nu mă înșel. Dar îți dai seama oamenii ăia care au plecat, că de la stadion s-a plecat pe jos. Pe jos, păi n-aveai cum să... Da. Ce să... Că erau mii și mii și mii de oameni. Dar eu v-am zis că o să plouă. Păi sunt pline Facebook-ul și Instagram-ul de tot felul de postări cu oameni care n-au ce să facă și caută și eu o mașină să poată să plece de la concert de acolo. V-am zis ieri dimineață, vedeți că o să plouă la concert. Voi nu și nu. Dar nicio problemă, important este că ne-am simțit bine. Trebuie să mai și plouă, dar parcă prea mult. A plouat, v-am zis, într-o oră cât într-o lună. Așa au zis meteorologii. Aflăm mai multe în schimb de la știri chiar acum de la Nadina Zisu. Bună dimineața! Dimineața, bun găsit la știri. Așadar, a fost rupere de nori în București, în Ilfov. O vijelie puternică cu grindină, vânt și fulgere a acoperit străzile cu apă în doar câteva minute. Autoritățile au emis mai multe mesaje ro-alert. Din cauza furtunii, mai multe avioane care ar fi trebuit să aterizeze în București au amânat sosirea. De altfel, vremea extremă lovește în mai multe părți ale Europei. În Grecia s-au înregistrat peste 40 de grade Celsius la umbră, iar mai bine de jumătate de țară este sub alertă de incendii de vegetație. În Spania, în schimb, orașele cu ieșire la Marea Mediterană au fost măturate tot de o vijelie în doar 20 de minute. După ce primul concert Coldplay în București a fost marcat de huiduieri din cauza că un cântăreț de manele a fost invitat de băieții pe scenă, seara trecută, la al doilea show al trupei, solistul a cerut în glumă să fie el huiduit. Citez: huiduiți mai tare decât ieri, vă iubim necondiționat, au fost cuvintele lui Chris Martin. Babașa a urcat din nou pe scenă cu artiștii britanici, iar de data aceasta a fost aplaudat de români. Un atac șocant a avut loc la ambulanța Brașov. 7 cadre medicale au avut nevoie de ajutor după ce un coleg de ai lor a dat cu spray lacrimogen pe holurile instituției. Agresorul este acum căutat de poliție. După creșterile record din ultimii ani, creditele în lei pentru locuințe încep să se ieftinească. Băncile se întrec acum în oferte cu dobânzi fixe, în ultimii ani sub 5%, adică mai puțin decât indicii ROBOR sau IRCC. A fost haos în Parlamentul italian. În timpul unei dezbateri, deputații s-au îmbrâncit și și-au împărțit pumni. Marul discordiei a fost un proiect de lege controversat al guvernului italian de extremă dreaptă privind creșterea autonomiei autorităților locale. Air Wizz a fost declarată cea mai proastă companie aeriană din cauza întârzierilor în Marea Britanie. Plecările de pe aeroporturile britanice au avut o întârziere medie de peste 31 de minute față de program în anul 2023, potrivit datelor oficiale. Am atât momentan la știri, dar ne reauzim și un pic mai târziu cu alte informații. Așadar, italienii, vorba aia, au sânge latin, dar pare un pic balcanic aici la povestea de acolo. Și da, cu compania aeriană cu probleme, nu pot să confirm că n-am mai mers cu ea. Pentru că ai întârziat sau de ce? Nu, pur și simplu, nu ni s-au mai legat, era să zic... Drumurile, nu s-au mai intersectat drumurile. Da, nu ni s-au mai aliniat drumurile, da. Mai am tot auzit, ce-i drept, am mai zburat cu Izu în ultima perioadă, n-am. Când am zburat, de fiecare dată când... Și eu am mai zburat, să nu ne înțelegem greșit, dar la mine eu n-am avut asta cu întârzierile. Alții, în schimb, povești de groază, eu n-am avut-o. Poate că ar trebui să zbor mai des un pic. Să confirm statistica. Avem, în schimb, un anunț foarte important de făcut imediat. Avem câștigătorul din campania Facem școala bine. Despre cine e vorba, aflăm în câteva minute. Neața. Dimineața pe doi. The hits are yours. Your number one for hit music. We are Impulse Radio.
Bună dimineața! Avem un anunț foarte, foarte important de făcut. Am mai avut o competiție în care extraordinar de mulți oameni s-au implicat, fiindcă pe site-ul radioimpuls.ro am avut mai întâi, de fapt, pe adresa școala@radioimpuls.ro multe școli înscrise, fiindcă avem programul Facem Școala Bine, fiindcă chiar o facem de niște ani de zile, iar 4 școli au fost în finală. Da. Fiecare emisiune și-a ales câte o școală, fiecare școală cu norocul ei și fiecare emisiune cu norocul ei, dar numai una e norocoasă, din păcate, fiindcă noi am vrea să le facem pe toate bine. De data asta am avut și niște parteneri de nădejde, ca de obicei ne-au ajutat parapet.ro cu panouri fotovoltaice pentru o școală care are nevoie și de asta. Și de asta. Ei bine. Și vrem să le mulțumim tuturor oamenilor care au înscris școli în acest concurs și bineînțeles tuturor oamenilor care au votat cu una din cele 4 școli. Au fost 10.000 de voturi. Da, 10.000 de voturi. Atenție, deci nu vorbim despre sute mii, 10.000 de voturi cu totul. Însă, ca în viață, trebuie să existe și un câștigător, că de-aia există un podium, ai văzut și la competițiile sportive. Ai un podium, locul 1, 2, 3 și, mă rog, și restul. Medalia de aur. Și ne bucurăm foarte mult să spunem că medalia de aur din această dimineață merge la școala gimnazială Ovidiu Hulea din Aiud. Este o școală susținută de emisiunea Bara la Bara de Mihai Hânda. Mihăiță, felicitări. Felicitări, dar felicitări școlii. Felicitări, atenție. Școlii care a câștigat, da? Școala gimnazială Ovidiu Hulea din Aiud. Oraș mic, cu copii cu chef de carte și cu oameni foarte mișto. De altfel, dacă n-ați fost, eu a zice să treceți. Deci, avem această școală câștigătoarea din acest an, în cadrul campaniei Facem Școala Bine. Și o facem bine. Da, chiar mă bucur foarte tare. Băi, e predestinat acest premiu pentru ei, pentru că împlinesc 100 de ani de activitate școlară, deci cumva la mulți ani ați primit un cadou din partea tuturor oamenilor care v-au votat. O să primiți niște panouri fotovoltaice de ultimă generație din partea prietenilor noștri parapet.ro. Și vă mai spunem o chestie, uite, e o școală de prestigiu, cu multe rezultate la olimpiade și concursuri școlare, atât la nivel de municipiul Aiud, județul Alba, dar și la nivel național. Felicitări. Așadar, felicitări, bravo. Școlii gimnaziale Ovidiu Hulea din Aiud, voi ați câștigat. Bravo, aplauze. Bravo, bravo, bravo. O să ne vedem din nou cu campania Facem Școala Bine. Nu ne oprim aici, fiindcă ne place să facem bine. Între timp facem frumos în matinal. A venit și DJ Ramirez, prietenul nostru Ramirez de la matinal. O să facem repetiția generală pentru weekend. Nu foarte târziu, ne pregătim și ne întoarcem. Can you play all the hits? This is Impulse Radio. S-a făcut ora 9, este pregătită Nadina Zisu, fiindcă avem știrile. Am o senzație că vorbim și despre concertul de aseară. Nu știu dacă despre ploaie sau despre altceva. Vorbim despre toate. Dar mai cântă, că să știi că ziceai bine. Dar nu știu versurile. Lasă că... Păi na, e singurul vers pe care îl știu. Păi na. Viața e ca o manea, vorba aia. Adevărat. Să sperăm că nu și știrile, da? Haideți, interpretează Nadina Zisu știrile chiar acum. Dimineața din nou, după ce primul concert Coldplay în București a fost marcat de huiduieli din cauza că un cântăreț de manele a fost invitat pe scenă, seara trecută la al doilea show, solistul trupei a cerut în glumă să fie el huiduit. Huiduiți mai tare decât ieri, vă iubim necondiționat, au fost cuvintele lui Chris Martin. Babașa a urcat din nou pe scenă cu artiștii britanici, iar de data aceasta a fost aplaudat de români. A fost rupere de nori în București și în Ilfov. O vijelie puternică cu grindine, vânt și fulgere a acoperit străzile cu apă în doar câteva minute. Autoritățile au emis mai multe mesaje roalert. Din cauza furtunii, mai multe avioane care ar fi trebuit să aterizeze la București au amânat sosirea. Vremea extremă lovește de altfel în mai multe părți ale Europei. În Grecia, de exemplu, s-au înregistrat peste 40 de grade Celsius la umbră, iar mai bine de jumătate de țară este sub alertă de incendii de vegetație. În Spania, pe de altă parte, orașele cu ieșire la Mediterană au fost măturate de o vijelie în doar 20 de minute.
Un atac șocant a avut loc la ambulanța Brașov. 7 cadre medicale au avut nevoie de ajutor după ce un coleg de-ai lor a dat cu spray lacrimogen pe holurile instituției. Agresorul este acum căutat de poliție. Programul Trenurile Soarelui începe din această noapte. Călătorii vor avea la dispoziție 30 de trenuri care vor asigura zilnic legături directe din toată țara către Mare și către Delta Dunării până la începutul lunii septembrie. Doi frați români au fost împușcați pe o stradă din Spania. Unul dintre ei a murit, iar al doilea este în comă. Medicii fac acum toate eforturile să îi salveze viața. Potrivit primelor informații, ar fi vorba de o reglare de conturi între traficanți. Atacatorii sunt încă de negăsit. După creșterile record din ultimii ani, creditele în lei pentru locuințe încep să se ieftinească. Băncile se întrec acum în oferte cu dobânzi fixe în ultimii ani sub 5%, adică mai puțin decât indicii ROBOR sau IRCC. Cam acestea au fost informațiile orei 9, dar ne reauzim la 10 fără câteva minute cu alte știri. Până atunci, rămâneți cu repetiția de weekend. Neața bună, abemus primarus, cum se zice la Vatican, când avem primar, adică papă. Vine avem, Nadina Zisu să ne zică la știri dacă avem sau dacă nu avem primari, că suntem foarte curioși. Da, este momentul știrilor, aflăm cine și cum s-a împărțit, dar între timp, hai să împărțim știrile. Ce să mai, bună dimineața! Bună dimineața din nou. Încă este haos după alegerile locale în capitală. La sectorul 2 nu știm cu siguranță cine va fi viitorul primar. La sectorul 1 numărătoarea s-a încheiat, iar câștigător este George Tuță de la PNL. Primarul reales al capitalei, Nicuș Ordan, spune că organizarea alegerilor a fost inadmisibilă și acuză că autoritatea electorală permanentă nu s-a preocupat să adapteze corect procesul electoral. A fost rupere de nori în București și în Ilfov. O vijelie puternică cu grindină, vânt și fulgere a acoperit străzile cu apă în doar câteva minute. Autoritățile au emis mai multe mesaje ro-alert. 3 stewardese au fost rănite din cauza turbulențelor într-o cursă care a decolat seara trecută de la București către Hamburg. Totodată, mai multe avioane care ar fi trebuit să aterizeze în capitală au fost redirecționate. De altfel, vremea extremă lovește în mai multe părți din Europa. În Grecia s-au înregistrat peste 40 de grade Celsius la umbră, iar mai bine de jumătate de țară este sub alertă de incendii de vegetație. În Spania, pe de altă parte, orașele cu ieșire la Marea Mediterană au fost măturate de o vijelie în numai 20 de minute. După ce primul concert Coldplay în București a fost marcat de huiduieri din cauza că un cântăreț de manele a fost invitat pe scenă, seara trecută, la al doilea show, solistul trupei a cerut, în glumă, să fie el huiduit. Huiduiți mai tare decât ieri, vă iubim necondiționat, au fost cuvintele lui Chris Martin. Babașa a urcat din nou pe scenă alături de artiștii britanici, iar de data aceasta a fost aplaudată de români. Programul Trenurile Soarelui începe din această noapte. Călătorii vor avea la dispoziție 30 de trenuri care vor asigura în fiecare zi legături directe din toată țara către Mare și către Delta Dunării până la începutul lunii septembrie. Și a fost haos în Parlamentul Italian. În timpul unei dezbateri, deputații s-au îmbrâncit și s-au luat la pumni. Mărul discordiei a fost un proiect de lege controversat al guvernului italian de extremă dreaptă privind creșterea autonomiei autorităților locale. Și cu această informație am încheiat știrile dimineții și știrile săptămânii în același timp. Până luni dimineață vă urez weekend cu soare! Dimineața pe 2. Deci, până la urmă, povestea cu babașa are happy end sau nu, că nu mai înțeleg. Are happy, deci, frumos. Avem happy end, da? Da, ne-am, da, ne irităm cu toții pentru ce s-a întâmplat. Asta este, a fost o reacție de moment. Eu îl votez pe solistul de la Coldplay dacă candidează. A vorbit așa frumos. Băi, ce frumos a zis, Doamne, tot ce a zis a fost perfect. Da, a arătat maturitate și inteligență emoțională. Într-adevăr. Nu degeaba umplu ei stadioanele unde merg. Nu degeaba avem alături de noi o asemenea colegă, Nadina Zisu, care știe să le zic atunci
atunci când trebuie. Și așa este, maturitate, inteligență emoțională, ai zis, nu? Eu asta am înțeles. Și un PR foarte bun. Și PR-ul care își face treaba extraordinară. Mamă, ce texte bune scrie PR-ul. Dar de ce? Asta înseamnă că îl subestimați pe solist, dacă aveți impresia că textul a fost scris. Dar ce legătură are una cu alta? E solistul, e solist. Și dacă le-a scris, dacă el e PR-ul, și mai bine. Nu, solistul interpretează, aia e treaba lui. Chiar dacă e textul PR-ului sau compozitorului, da? Hai să mergem mai departe, fiindcă luni avem din nou emisiune de la 7. Să aveți un weekend cu mult soare și să nu mai fie inundație, că, Doamne, toți prietenii mei sunt inundați. Da, cei da, care da, stau la parter. Da, și eu stau la parter. Și? Nu, la mine ok, a fost ok. În parcare a ajuns un pic. Aoleu, hai pe luni, vă pupăm, pa! Pa, pa, pa!